Îmi plăcea să am niște elemente despre acest euro din 1976. A fost al cincilea campionat european din istorie, desfășurat în Iugoslavia, în iunie. Așa. Au participat doar 4 țări. Germania era campioană, Cehoslovacia a câștigat trofeul în 1976. Atunci a devenit celebru Antonin Panenka pentru penaltiul pe care l-a executat în finala cu Germania de Vest, adică cu RFG-ul. La momentul respectiv doar 4 țări puteau juca la turneul final, ceea ce a însemnat că existau doar semifinalele, finala și finala mică. Acesta a fost ultimul turneu care a avut acest format, deoarece 4 ani mai târziu formatul a fost extins la 8 echipe. Vorbim de campionatul european 1980. A fost prima și singura dată când toate cele 4 meciuri de la turneul final s-au decis după prelungiri, penaltiuri sau goluri marcate. Acesta a fost de asemenea ultimul turneu în care gazdele trebuiau să se califice la etapa finală. Deci despre asta vorbim, în 1976, când s-a jucat în Iugoslavia, la Belgrad și la Zagreb. Ia să vedem. Participanți: Iugoslavia, Germania de Vest, Olanda, calificată în premieră. Olanda nu mai jucase niciodată la un euro până în 1976, și Cehoslovacia. Meciurile au fost așadar în felul următor. La Zagreb, Olanda-Cehoslovacia 1-3 după prelungiri, iar la Belgrad, Iugoslavia-RFG 2-4 după prelungiri. Așadar, în finala mică s-au întâlnit învinsele Olanda și Iugoslavia. Olandezii au câștigat în prelungiri cu 3-2, iar în finala mare, la Belgrad, pe stadionul Steaua Roșie, la 20 iunie 1976, Germania a întâlnit, adică RFG-ul a întâlnit Cehoslovacia, s-a terminat 2-2, a rămas 2-2 și după prelungiri, la executarea loviturilor de la 11 metri, Cehoslovacia a câștigat cu 5-3. De acesta a fost campionatul european din 1976. Golgheterul turneului a fost germanul Dieter Müller, 4 boabe. Cel mai rapid gol, Jan Schwechlik, Cehoslovacia, după 8 minute de joc. Care a fost echipa ideală a turneului? În poartă Ivo Victor, Cehoslovacia, fundaș. Jan Pivarnik, Cehoslovacia, Ruud Krol, Olanda, Anton Ondruș, Cehoslovacia, și Franz Beckenbauer, Miku Kaiser, din RFG. La mijloc Rainer Bonhof, RFG, Jaroslav Polak și Antonin Panenka, ambii Cehoslovacia, Dragan Djajic, Iugoslavia, atacant Zdenek Nehoda, Cehoslovacia, și Dieter Müller, Germania. Deci ăsta a fost primul turneu la care a participat Olanda. Astăzi echipa Olandei absentă de la campionatul european, lucru care nu s-a mai întâmplat de când? Din 1984.